ministru Gherciu, stimate doamnă Niscor, stimate doamnă Lazăr, stimați colegi, bună dimineața, stimată presă, mersi pentru că ați stat curs invitației noastre. Cu permisiunea dumneavoastră, domn ministru, o să mi-asum eu moderarea acestui modest panou de deschidere și de lansare a proiectului pilot pe care ne-l propunem astăzi împreună cu partenerii de la proiectul Tehnologiile Viitorului, și anume lansarea finanțării panourilor fotovoltaice pentru fermierii din Republica Moldova, pentru producerea energiei electrice, pentru consumul propriu. Cu această ocazie, încă o dată, aduc sincere mulțumiri USAID-ului pentru finanțarea dispusă și proiectului Tehnologiile Viitorului, pentru că împreună ne-am aliniat la strategia Guvernului și am rezonat cumva cu planul de acțiune a nostru prin diversificarea instrumentelor financiare oferite fermierilor. În această prezentare de astăzi o să-l invit și pe domnul ministru să ne comunice câte ceva. Ulterior, partenerii noștri de la proiectul Tehnologiile Viitorului vor comunica cu ce vin ei, cu care este aportul lor în cadrul acestui proiect nou lansat. Vă mulțumesc! Bună ziua! Pentru noi toți este foarte important ca să întreprindem pași concreți în sprijinul agricultorilor, și astăzi, în mijlocit, asistăm la un eveniment care face parte din acest ciclu, și anume accesul agricultorilor la diversificarea surselor de energie. Și împreună cu proiectul Tehnologiile Viitorului sperăm că acest ajutor, acest sprijin agricultorilor să fie unul foarte, foarte util. În special în timpul de astăzi, când este foarte importantă diversificarea surselor de energie, și aceste panouri voltaice vin anume să substituie acele surse tradiționale de furnizare a energiei electrice și nu numai, dar să asigure o producere mai eficientă, mai inteligentă, cu costuri diminuate. Sursele de finanțare disponibile pentru acest proiect, iarăși o să zic că este un proiect pilot pentru început, sunt 16 milioane de lei disponibile pentru a fi finanțate sau pentru a cofinanța aceste investiții, deoarece este necesară, nemijlocit, și contribuția beneficiarilor de 50% la etapa inițială. Ulterior, sperăm că vom avea capacitatea și posibilitatea ca acest fond să fie majorat și agricultorii, toți doritorii care vor dori să investească în tehnologiile verzi, să aibă această posibilitate. Mulțumesc! Domnul ministru, vă rog mult! Vă salut din partea proiectului Tehnologiile Viitorului, care este finanțat de două țări absolut inovatoare, sunt inovatori mondiali, este vorba de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei. Pentru Tehnologiile Viitorului, de fapt, trecerea la surse de energie regenerabilă este un prim pas pentru ca afacerile din domeniul agricol să devină mai verzi, mai sustenabile. În contextul creșterii prețurilor la energie, la sursele energetice, cred că acest program este unul cu siguranță și mai relevant și mai stringent pentru agricultorii și agroprocesatorii din Moldova. Noi cunoaștem că mulți deja și-au instalat panouri fotovoltaice, dar cei care au amânat cumva această investiție astăzi, acum, au ocazia să o facă la costuri subvenționate printr-un program strategic de susținere, care partea căruia sau partenerii strategice ai căruia noi ne bucurăm să fim alături de Ministerul Agriculturii și de ADMA. Vreau să zic că până în 2030 energia fotovoltaică va crește cu până la 6 ori. Pentru Moldova acest obiectiv cred că este încă mai mare, pentru că avem o absorbție mică a acestor tehnologii deocamdată, în special în rândul IMM-urilor și în agricultură. Și de aceea ne bucurăm să fim parteneri tehnologici și cred că acesta este un prim pas pentru o agricultură circulară și o agricultură durabilă, unde tehnologia și agricultorii trebuie să meargă mână în mână. Aș vrea de asemenea să ofer cuvântul Dani Lazăr,
colegii noastre de la directorul pentru dezvoltarea piețelor din cadrul proiectul Tehnologiile Viitorului pentru a ne explica detalii cum proiectul nostru va veni în suportul programului. Mulțumesc, Doina! Proiectul Tehnologiile Viitorului și Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii, ADMA, în baza acelui acord de parteneriat pe care l-am semnat în format tripartit, susținut și de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, materializează, de fapt, primul program în care proiectul Tehnologiile Viitorului intervine cu o cofinanțare nerambursabilă sub formă de granturi în scopul de a stimula, de fapt, depunerea cât mai multe cereri pentru absorpția acestor finanțări extrem de avantajoase oferite de ADMA. Astfel, proiectul Tehnologiile Viitorului va oferi granturi care vor fi parte a bugetelor solicitate pentru achiziția echipamentelor și tehnologiilor fotovoltaice, care vor reprezenta până în 20% din bugetul total solicitat pentru finanțare, dar nu va depăși 200.000 de lei per aplicant, per beneficiar. Acest proiect pilot, așa cum menționa adevărat domnul ministru în deschidere, este un proiect pilot. Am angajat un buget total de 2 milioane de lei parte a contribuției proiectului Tehnologiile Viitorului în acest program de finanțare și odată cu stabilirea și evaluarea performanței acestui prim proiect pilot, ne dorim să putem rediscuta anumite dezvoltări pentru a eficientiza, de fapt, aceste costuri atât de ponderabile pentru agricultori. În plus, ne dorim să fim, așa cum a menționat doamna director, parteneri tehnologici, astfel susținând, de fapt, beneficiarii și în demersul lor de a identifica cel mai optim model de instalare acestor echipamente. Deci, vom finanța și vom prelua costurile proiectelor tehnice pentru beneficiarii programului ADMA. În același timp, vreau doar să finalizez intervenția mea prin a menționa și a mulțumi partenerilor noștri de la Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii, cu care avem un parteneriat extrem de eficient și productiv, pentru că în curând, sperăm noi, în decursul următoarei luni, vom putea ieși și cu următorul proiect tangibil de finanțare a absorpției tehnologiilor noi prin soluții digitale în agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc mult! O să rog acum pe domnul Pădreanu să ne facă o introducere în condițiile de finanțare, pentru că probabil pe asta interesează. Asta interesează pe agricultori. Suma maximă, limita maximă, perioada de finanțare, avansul și respectiv, cum a zis și doamna Diana, grantul care îl pot lua, primi de la proiect. Mulțumesc. Pentru fermier, aplicația presupune aceeași procedură pe care o cunosc deja pentru finanțările pe care le-au obținut deja de la ADMA sau pe care o vor să le finanțeze. În continuare, noi vom accepta solicitări de propuneri de finanțare pe care le vom evalua cu suportul partenerilor. Ele vor fi evaluate de către experți acreditați și în cazul în care necesarul de consum de energie este avizat de către parteneri și de către experți, vom da curs cerere de finanțare și vom începe să finanțăm panourile și echipamentele necesare, fără TVA, cu un cost minim de finanțare ce se rezumă la administrarea de către ADMA a bugetului și fără dobândă. Vom aplica de asemenea condiții preferențiale și vom acorda prioritate tuturor investițiilor care se pliază pe strategiile lor de dezvoltare, adică în cazul în care ei vor dori să dezvolte afacerea care presupune un consum de energie sporit pentru viitor, vom accepta și astfel de finanțări. Bugetul este unul de început, ne uităm înainte și vă sperăm foarte mult să avem succes cu acest proiect și suntem siguri din cercurile pe care le avem și din comunicare pe care le avem cu fermierii că în curând vom avea o premisă sănătoasă să mărim aceste bugete. Condițiile sunt aceleași pe care le cunosc fermierii, costuri de 1,35% anual pentru administrare și alte costuri pur și simplu lipsesc, în afară de asigurări.
Mulțumesc. Pentru a rezuma, stimați parteneri, stimate domnule ministru, deci noi avem un buget per beneficiar, o limită maximă de finanțare de 2.500.000 de lei, lucru care vă permite, stimați agricultori, să vă acoperiți investiția totală pentru un parc fotovoltaic de 200 de kW. Ulterior, aveți posibilitatea să aplicați și la subvenționare, primind de la AIPA până la 50% din valoarea investiției. Ne bucură faptul că anul acesta Ministerul Agriculturii a pus accent pe subvenționarea acestor panouri, respectiv perioada de răscumpărare a investiției este una mult mai mică decât a fost. Pe această cale vă invităm să aplicați la agenție pentru a obține finanțare și vreau să mai adaug un lucru, vine ca un pas suplimentar la modificarea codului funciar care a fost făcută de către Ministerul Agriculturii, care permite fermierilor să construiască aceste parcuri pe terenurile agricole. Vă mulțumesc și vă așteptăm la agenție pentru aplicații și pentru a obține finanțare și pentru a crea și a construi o economie verde sustenabilă. Vă mulțumesc! Și în viitor sperăm să mai avem o inițiativă, de asemenea să asistăm și la lansarea unui sprijin separat pentru instalațiile de producere a biogazului. Pentru că aș vrea să adaug că Ministerul Agriculturii pune accentul pe diversificarea tuturor tipurilor de producere a energiei regenerabile. Azi asistăm în particular nemijlocit pentru a finanța panourile fotovoltaice, dar prin măsurile de sprijin eligibile pentru subvenționare, deci sunt toate tipurile de producere a energiei regenerabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc.